Adică însuflețește poza, știți? Curățenie impecabilă arată. Așa e tot timpul. Anul trecut am renovat secția. Da. Da. Avem target o secție pe zi, pe an să renovăm. Anul acesta, după ce terminăm laboratorul, urcăm la 3 să facem bolile interne, secția de interne. Și câte secții sunt renovate până acum? 4. Deci 4. Chirurgia, ginecologia, chirurgia, ATI-ul, CPU și nou născuții, deci da. Alea două am compartiment doar de două. Aveți la sucă, la sucă, la sucă, la oficiu, astăzi aveți meniu, le lași pe unul, oficiu, aducem mâncarea de jos, avem la demisol locul alimentar, bună ziua, avem o de zebă, două sacuri. Și avem jos la spitalul de psihiatrie. Am renovat-o în pandemie. Da. Și era închis jos, că aveam COVID-ul și ca băieții și-au făcut tot. Arată super. Bobo. Și la chirurgie e voajă pe la etajul 1. Câte patru are spitalul? 277. Și toate sunt așa? Da. Aer condiționat în toate? În toate saloanele, aer condiționat, aer condiționat televizor, da. Parchet, baie, fiecare salon. E chiar sus condiții. Hoteliere. Hoteliere. Da. Zicea o prietenă ce am venit la hotel de 4 stele, nu la spital. Senzor de cum avem. Cabinetul de ortopedie. Cu salonul de ortopedie. Atunci, ce ne-am făcut. Cum e ziua?
numai... Domnul doctor Sfântilian. Bună ziua, la toată stima. Șeful. Bună ziua. Robert Gheorghe, Robert. De la ziua. Ce am mare bine. Deci aici este triatul. Da, da. Când vin pacienții, îi triem. Avem dincolo sală de mici intervenții. Asta s-a terminat când a venit papa la plajă. Atunci am terminat partea asta de... Partea de triaj de urgențe, de... Da. 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 Și pe fapt... Am zis, să reușim să facem toate intervențiile. Deci nu numai cele chirurgicale, reușim să facem și intervențiile... Să vă prezint un domn anestezist. Un domn anestezist, hai înăuntru. Domnul doctor Demian, țin foarte mult la dânsul, pentru că cu dânsul am, practic, ne-am trezit amândoi aici, știu eu, cu timorați, dar cu multe cunoștințe, fără experiență și fără un anestezist de încredere, cu siguranță lucrurile astea nu s-ar putea realiza. Dânsul, fără doar și poate, conduce o echipă de anesteziști care sunt foarte receptivi la problemele pacienților vasculare. Deci este și meritul dânsului considerabil că lucrurile au ajuns la nivelul ăsta. Dânsul are o formare de Timișoara, a lucrat înainte în chirurgia vasculară, așa că aportul dânsului este semnificativ. Domnul doctor nu e plăjean, nu? Domnul doctor nu e plăjean, dar uitați că plajul atrage și îi atrage pe alții. E din Deva, din Deva, și cred că e îndrăgostit de plaj. A fost mai greu la început. Dar încet și cu răbdare și cu... am pus pe roate un serviciu, să zic așa. Da. Demian. Demian. Și mai cum? Iulian. Deci un spital mic tinde să devină tot mai mare, nu? Un spital mic, mare. Dacă da. Sunt oameni dedicați, da. Cresc. Eu am o vorbă care mi-a spus-o o pacientă acum vreo 3 ani. Domnul că era, domnul că nu știu, tot ne-l-au lăsat, că zic, suntem un spital mic. Da, sunteți un spital mic, dar cu oameni ce au inimă mare. Și asta Correct. Mi-a rămas întipărită. E chiar o doamnă care am apreciat sinceritatea și a fost așa o vorbă pe care am reținut. Să nu omitem și eu am tot asta vreau să subliniez, cu asistentelor, care sunt ca niște furnici în jurul nostru și care ne ajută foarte, foarte mult. Fără ei, nu am putea să ne desfășurăm activitatea. Corect. Că nu putem să ne împărțim. Ele sunt ochii noștri când, și mâinile noastre când nu suntem prezenți. Adică, așa să vă imaginați că ne ajută, pregătesc bolnavii, înțeleg cu ce e vorba, ne asigură necesarul de materiale, au grijă de pacienți în cățile care nu suntem prezenți fizic în spital, știu la ce semnale de alarmă să ne solicite. Sunt sufletul spitalului. Adică, ok. Doctorul e important, dar doctorul fără aportul asistentelor și este foarte, adică foarte importantă și comunică relaționarea asta medic-asistent. Corect. Deci suntem în fața singurului angiograf din județul Alba. Da. Angiograf, țin să precizez, funcțional, adică își face treaba că nu este o... nu intră o cutie sau asta în o sală nefolosită, doar îl avem și facem poze. Pacienții beneficiază de problema acestui angiograf. Mulțumim frumos!